Săptămâna de lucru de 4 zile a fost adoptată. Angajații pot alege să lucreze 10 ore pe zi pentru a beneficia de 3 zile de weekend. De asemenea, angajații își vor putea schimba programul de lucru de la o săptămână la alta pentru a-și organiza mai bine viața privată. Aceasta este concluzia la care au ajuns mai multe companii românești și străine care au aplicat programul flexibil sub forma unui experiment. O filială a unei mari companii IT din Japonia a redus săptămâna de muncă la 4 zile pentru cei 2300 de angajați. Rezultatele au indicat că productivitatea a fost mai mare cu 40%. Un astfel de experiment a fost implementat anul trecut și la o agenție de comunicare din capitală. O părere proastă! Păi ajunge, avem timp suficient și pentru muncă și pentru odihnă. Nu mi se pare o părere tocmai bună. Oamenii trebuie să înțeleagă că reducerea timpului de lucru înseamnă că trebuie să vină altcineva să înlocuiască forța umană. Și nici nu vreau să mă gândesc ceva să fie peste ani de zile. Românii, în special cei ce odată au lucrat și 6 zile într-o săptămână, nu sunt încântați de această idee și nu au încredere că ar aduce o productivitate mai mare. Că nu ajută nimic la 4 zile. Normal, săptămâna de lucru trebuia să fie de 5 zile, pentru că se produce mai mult, este mai multă producție, lumea cumpără mai ușor. La 4 zile nici nu știe când trebuie să meargă să lucreze, lunea până joia, joia își face bagajul și pleacă, și deci nu se întâmplă nimic. Consider că ziua de lucru e necesară pentru 5 zile, pentru o săptămână. O mare flexibilitate a programului de lucru ar putea reduce numărul de zile lucrătoare pe săptămână, de la 5 la 4. În propunerea belgiană, numărul de ore de lucru ar rămâne aceleași. Pentru a beneficia de o zi liberă suplimentară, angajații ar trebui să lucreze aproximativ 9,5 ore pe zi, pentru a acoperi norma întreagă, care avariază între 38 și 40 pe săptămână. Este un lucru pentru angajați, e un lucru bun, dar nu știu dacă îi plătește la 4 ore pentru 8 ore. Într-o companie de publicitate din România, angajații lucrează din 2016 de luni până joi. Momentan pot lucra după un astfel de program doar angajații din IT și publicitate. Și asta pentru că sunt domenii digitalizate.